Ioan Botezătorul se afla în închisoare și era confuz și descurajat. Aude de lucrările Domnului Iisus Hristos și trimite ucenicii lui cu următoarea întrebare. Doamne, Tu ești acela? Sau să așteptăm pe altul? Și Domnul Iisus, prin ucenicii, trimite răspunsul înapoi și spune așa. Orbi și capătă vederea, și șchiopii umblă, cei surzi aud și morții înviază. Cu alte cuvinte, Ioan, Dumnezeu este la lucru și da, eu sunt acela. Răspunsul este edificator și clarificator. Domnul îl asigură prin lucrările amintite că El este. Poate că și tu ai momente în viață în care ești descurajat și ai nevoie să fii încă o dată prin cuvinte sau prin anumite lucruri încurajat în ceea ce faci. Așa că, pentru toate momentele de descurajare, de neîncredere, de slăbiciune, când ai nevoie de cineva care să stea alături, îți aduc aminte că Dumnezeu este mereu la lucru în jurul tău. Și modul în care poți să primești încurajare este să citești în cuvântul lui și să vezi cine este el.